Teo Flore a murit la 18 ani într-un accident de mașină. Astăzi băiatul a fost înmormântat. Durere uriașă astăzi pentru cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Teo Florea, băiatul de 18 ani din Giurciu care în urmă cu două zile a murit într-un tragic accident rutier. Tânărul a fost înmormântat sub privirile distruse ale părinților, ale rudelor și prietenilor săi. Teo, băiatul mort în accidentul din Giurciu, a fost înmormântat astăzi. Imagini sfârșitoare. Zeci de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu tânărului de 18 ani, după ce vestea morții lui a șocat pe toată lumea. Colegii de clasă și prietenii au venit într-un număr foarte mare la înmormântarea băiatului, iar cu toții au postat imagini sfârșitoare pe internet. Teo Flore a fost un băiat iubit de toată lumea, mereu la locul lui și foarte prietenos, iar vestea că tânărul a murit a picat ca un șoc. Pe locuința în care acesta a stat a fost lipită o imagine uriașă cu tânărul, acolo unde au fost scrise și câteva cuvinte pline de durere. Zeci de candele au fost aprinse, atât acasă, cât și în banca în care acesta studia la școală, iar sute de flori au fost aduse de colegi pentru tânărul plecat mult prea devreme la ceruri. Drumlin prietenul nostru drag. Mereu vei fi în sufletele noastre. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, au scris prietenii lui tânărul obținuse permisul de conducere luna trecută. Teo era foarte fericit că abia ce obținuse permisul de conducere, cel la care a visat de mult timp și pe care l-a luat în sfârșit. Acesta a devenit șofer în luna ianuarie, dar la doar câteva săptămâni distanța a pierit într-un tragic accident rutier. Tânărul s-a izbit cu autoturismul de o altă mașină, iar din păcate pentru el impactul a fost fatal. Acesta a fost găsit în stop cardiorespirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, Teo a fost declarat mort de către cadrele medicale ajunse la fața locului.